Bună, sunt Anca Costârnache și te aștept cu drag la cursul de cofetărie de Let's Go Iași. Îmi plac dulciurile, îmi place foarte mult să lucrez cu ele, îmi plac foarte mult provocările, îmi place foarte mult să fiu actualizată cu tot ceea ce înseamnă cofetărie la nivel internațional. Nu joacă. Soacra mea este maestru cofetar. Stând pe lângă ea, din curiozitate, tot am început să montez torturi. Și când am văzut reușite, atunci am început să mă implic din ce în ce mai mult. Am școală de cofetar patiser, am 7 cursuri de masterclass-uri și vor mai urma și altele. Mereu sunt prezent, sunt curioși și foarte, foarte deschiși la ceea ce realizăm. Văd interesul lor din ce în ce mai mare pentru realizarea produselor și să ajungă la un produs final cu o reușită deosebită față de ceea ce realizau înainte. Sunt aceste inserții din fructe, aceste musuri foarte cremoase, glazurile, oglindă cu care te poți juca sub orice formă și poți să dai tortul un aspect foarte, foarte ireal. Parcurgem cremele, montajul, glazurile, decorurile, asamblarea torturilor de evenimente, da, pentru că atunci ele au o emoție când văd un tort mai mare. Le ajutăm să înțeleagă că nu este atât de greu pe cât li se pare, da? Și încet, încet, punând câte un decor, cumprinde contur tortul. Da? E foarte important ca ele să aibă curaj și încredere în ceea ce fac. Atunci când cel de lângă mine reușește să realizeze, da, produse la fel de frumoase sau chiar mai frumoase decât mine. De aceea am și parcurs acest curs, pentru că am bucuria și satisfacția să văd reușitele altora. Deci pentru mine chiar este important acest lucru. Cofetăria nu este foarte grea ca și meserie, dar are foarte multe ascunzișuri pe care trebuie să le descoperi. Nu doar cei pasionați sau care doresc să-și deschidă o afacere în domeniu. Eu consider că este binevenit pentru orice gospodină care dorește să realizeze un desert sănătos pentru familie.